acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Telejurnal. Un polițist din Drobeta, Turnul Severin, este suspectat că a furat borseta unui bărbat în care se afla o sumă importantă de bani. Vă dau detalii imediat. Să vedem titlurile ediției. Seceda crește cheltuielile din agricultură. Cu ce probleme se confruntă fermierii din Mehedinți în această perioadă, vă spunem imediat. Marcel Ciolacu a făcut pentru prima dată o vizită în Râmnicu-Vâlcea în calitate de premier. Cu această ocazie s-a stabilit și candidatul pentru funcția de primar al municipiului. FCU Craiova a făcut egal în bănie cu Hermannstadt. La finalul partidei, echipa a rămas fără antrenor. Cu cine negociază patronul să revină la cârmă, aflați în câteva momente. Un agent de la poliția rutieră din Drobeta, Turnul Severin, este suspectat că a furat o borsetă în care era o sumă considerabilă de bani. Polițistul intervenea la un accident rutier când a găsit borseta pe jos și, în loc să o predea colegilor, ar fi pus-o în mașină și de aici ar fi dus-o acasă. Incidentul s-a petrecut pe 3 octombrie, iar a doua zi, după ce a fost descoperit de colegi, a depus cererea de pensionare și nu mai este angajatul IPJ Mehedinți. Acuzațiile de furt planează însă în continuare asupra sa. Pe numele său a fost deschis un dosar penal la parchetul judecătoriei Drobeta, Turnul Severin. Polițistul a intervenit la un accident produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie la Drobeta, Turnul Severin. La locul incidentului, omul legii a găsit o borsetă care căzuse fiului unuia dintre șoferii implicați în accident și care și trecuse cu mașina peste ea. Polițistul a ridicat-o, a numărat o parte din banii care erau împrăștiați pe jos și a reintrodus în borseta pe care a pus-o în auto speciala de poliție. La încheierea misiunii nu a predat colegilor borseta în care erau 9.000 de lei, 100 de dolari, 100 de euro și actele proprietarului. Când și-a dat seama că îi lipsește bunul, proprietarul a reclamat furtul la poliție, iar când au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, colegii polițistului au descoperit că el era cel care luase borseta. Mai mult, când l-au sunat să le restituie, bărbatul i-a chemat pe un teren viran. Din primele verificări s-a stabilit că persoana care a ridicat borseta de la fața locului este un agent de poliție din cadrul biroului rutier Drobeta, Turnul Severin, agent de poliție care efectua cercetarea locului accidentului de circulație. Agentul de poliție a fost de acord și a restituit persoanei vătămate borseta. Polițiștii au luat imediat măsuri împotriva colegului lor, care a doua zi și-a depus cererea ca să iasă la pensie. Nu a scăpat însă de dosarul penal deschis pe numele său. Susținem toate activitățile specifice procedurilor penale și avem ca deziderat funcționarea instituției doar cu polițiști integri și profesioniști, iar de fiecare dată ne vom face curățenie în propriul sistem. Polițistul și-a cerut imediat pensionarea cu speranța că va scăpa de rigorile legii. El este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt și are circumstanțe agravante, urmarea calității pe care o avea în momentul comiterii infracțiunii. În Olta a început campania de recoltare a strugurilor. Deși nu se află într-o zonă viticolă, fermierii care cultivă viță nobilă au obținut producții mulțumitoare. Nu la fel stau lucrurile în cazul micilor fermieri care nu au renunțat la vița de vie din grădini și se plâng că seceta le-a înjumătățit producția. Ei susțin că dacă vor avea parte de secetă și în anii care urmează, vor renunța să mai îngrijească micile culturi cu viță de vie. Iona Popescu din Brasta, Vățu, județul Olt, deține câțiva ari cu viță de vie chiar în curte. Din cauza vremii, strugurii sunt puțini și mici, seceta împiedicând dezvoltarea lor. Deși mică, producția a fost diminuată și de păsările cerului, susține femeia. E foarte prostă producția, pentru că nu a plouat, a fost secetă. Am avut 1001, am mâncat-o grauri. Și acum ce mai culegeți? Și acum culegem ce am mai rămas. Un ananas, o albă, astea sunt. Dacă a fost secetă, ploi n-a fost, dar ei trebuia ploi, apă. Specialiștii susțin că pe plantațiile cu viță de vie nobilă, producțiile sunt anul acesta mai bune decât în 2022. În plus, și vinul va fi mai bun decât cel de anul trecut, mai spun aceștia. Avem o suprafață de 6.770 de hectare de viță de vie. Până la această dată, noi am recoltat din ele 2.000 de hectare.
Producția este bună, să zic între 7.000 și 9.000 de kilograme la hectar. Din discuțiile cu fermierii, mai bună decât anul trecut. La nivelul județului Olt, în ultimii ani au fost înlocuiți mii de butași de viță de vie. Totul s-a făcut cu sprijinul financiar al statului, care a încurajat reconversia cu soiuri nobile, mult mai rezistente la actualele condiții meteo, dar și mai productive. În anul 2022 am avut suprafața de 49 de hectare de viță de vie în reconversie, în valoare totală de un sprijin de 670.000 de euro. Iar anul acesta avem 2 hectare, 0,78 în reconversie depusă. Să sperăm că mai primim de la fermierii solicitări. Cele mai mari suprafețe cu viță de vie din județul Olt sunt în zona de nord, pe raza localităților Sâmburești, Verguleasa, Vitomirești și Dobroteasa. Aici se produc și câteva soiuri cunoscute și medaliate la concursuri internaționale. După 2 luni în care precipitațiile au lipsit aproape total și au fost temperaturi caniculare, seceta pune mari probleme fermierilor din Mehedinți. Fără umiditate, rapița pusă în pământ în septembrie nu a răsărit, iar cheltuielile cu pregătitul terenului pentru cultura de grâu sunt cu cel puțin 30% mai ridicate, din cauza că pământul se lucrează foarte greu. A plouat de 2 luni de zile, în perioada recoltatului a fost precipitații multe, ne-au diminuat și calitatea produselor, de 2 luni de zile nu ne plouă nimic. Bolovan. Bolovan, uitați, e ceva de speriat. Efectiv nu se sparge. Efectiv nu se sparge, am plecat cu utilajele astea, motorină consumată extraordinar de mult, ne-am distrus utilajele, am zis, trebuie să facem ceva. Acest fermier spune că de mai bine de 10 ani nu a mai trăit o asemenea secetă. Este atât de uscat pământul că se teme că rapița pe care a însămânțat-o se va usca fără apă, iar costurile însămânțării grâului sunt cu 30% mai mari. E foarte tare greu, e prea aspru, nu o să mai face cum trebuie. Suntem nevoie să dăm de 3-4 ori, de cât este nevoie să-l facem la normal, că trebuie să mănăm. Sunt consumuri extraordinar de mari. Dacă în anii normali, la o trece sau două cu aceste scule ale noastre, prelucram terenul, deja de foarte bună calitate, acum trebuie să prelucrăm de 3-4 ori. Da, primul rând, consumul de motorină sunt extraordinar de mari. Costul la motorină a ajuns în jur de 8 lei, adică este inadmisibil 10 kg de grâu pe 1 kg de motorină. La Dârvari nu a mai plouat de la mijlocul lunii iulie, cum au fost temperaturi frecvent de peste 38 de grade în lunile de vară și peste 30 de grade în septembrie și pământul este secătuit, eforturile fermierilor sunt foarte mari. Aproape că a devenit o obișnuință să declarăm că fiecare an este atipic. Așa este și anul ăsta. În sensul că până din martie până prin luna 6 am avut precipitații, să zicem, care au depășit cam de 3 ori media lunilor respective, iar din iulie până în 3 octombrie n-a mai plouat decât, eu știu, adunat, așa, dacă ar fi, să zicem, să cumulăm 12-13 litri. Ne afectează foarte tare în ceea ce privește semănăturile de toamnă, cu chiu, cu vai, cu multă cheltuială, cu mult zbuciu, am reușit să semănăm ceva rapiță, dar ea de la data semănării și până acum stă în pământ ca și cum ar fi în sac pentru că nu are gram de umiditate. Determinările pe care noi le facem decadal în ceea ce privește umezeala solului, cât și analizele săptămânale pe care le facem asupra mersului condițiilor climatice din zona Olteniei, au dus la concluzia că, într-adevăr, datorită tuturor datelor înregistrate, se înregistrează fenomenul de secetă cu diferite grade de manifestare, adică secetă moderată, secetă puternică și chiar secetă excesivă. Fermierii nu sunt loviți doar de secetă, ci și de faptul că prețurile la combustibil și îngrășăminte chimice au crescut din nou. Agricultorii an de an trebuie să facă față tuturor provocărilor pe care atât natura cât și condițiile socioeconomice le aduc. Pentru că pasiunea pentru cultivarea pământului să nu dispară și să avem în continuare o sursă de hrană sănătoasă, Guvernul României lansează periodic tot felul de programe de susținere, care sunt ultimele lansate, aflați la interviul zilei de la Romulus Sorin Agapie, directorul Direcției Agricole Județene Dolj. La nivelul
Agriculturii în județul Dolj. Ministerul Agriculturii a promovat prin Planul Național Strategic măsurile de sprijin în investiții în exploatații pomicole, așa zisa măsură de DR15, măsura de DR14 în investiții în fermele mici cu parte de cofinanțare de 15%, de asemenea sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri DR30, unde finanțarea este de 70.000 de euro și unde această finanțare este de 100%. De asemenea, prin DR22, investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, sumele pot să ajungă până la 1.500.000 de euro pe investiție. Am putea să intrăm, să dezvoltăm fiecare program în parte, să ne spuneți despre, de pildă, ultimul despre care ați vorbit, investiții pentru depozitare. La acest moment, ghidurile se află în dezbatere publică. Așteptăm finalizarea acestor ghiduri și punerea lor pentru a putea fi accesate de fermierii de la nivelul județului Dolj și nu numai. Iar pentru tineri, înțeleg că pentru tineri se poate da un sprijin public de 70.000 de euro, un sprijin, rata fiind de 100%, și se acordă în două tranșe, 75% la început și partea cea a doua de 25% după valorificarea producției undeva la 30% din producție și cu condiția să nu scadă sub 15% valoarea investițiilor. Cine poate să acceseze acest program de pildă? Ce tineri? Tinerii până în 40 de ani au această posibilitate de a accesa aceste fonduri și de asemenea Ministerul Agriculturii are în vedere sprijinirea legumicultorilor și în special a tinerilor din diaspora care s-au repatriat și care doresc să acceseze aceste fonduri în ideea de o parte din sumă să fie alocată pentru utilarea, să zicem, în spațiilor protejate cu instalații de încălzire și partea cealaltă de 30% să acopere necesarul de combustibil pentru încălzirea spațiilor protejate. Ce înseamnă aceste investiții, sprijin pentru investiții în fermele mici? Sprijin pentru investiții în fermele mici, pe măsura DR14, este o reluare a măsurii 6.3 din vechiul Program Național de Dezvoltare Rurală, cu diferența că la momentul respectiv sumele erau undeva la 15.000 de euro, pe când acum suma a crescut la 50.000 de euro și cu parte de cofinanțare de 15%. Iată, înțeleg că inclusiv cei care au exploatații pomicole vor putea fi sprijiniți cu sume destul de consistente. Da, pentru sprijinirea tinerilor și nu numai a tinerilor, a fermierilor, valoarea sprijinului public se poate duce până la maximum 1.500.000 de euro, cu excepția acelor proiecte care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole, a căror valoare este de maximum 300.000 de euro pe proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși 65% din costurile eligibile. Deci se va veni cu parte de cofinanțare din partea fermierilor. Deci aveți mult de lucru. Sunt oameni interesați, apelează la dumneavoastră, accesează proiectele, sunt ei ce, care fermierii sunt foarte interesanți, dar așteptăm finalizarea acestor ghiduri și Direcția Agricolă Județeană Dolj prin Serviciul de Implementare asigură partea de consultanță și consiliere a fermierilor care își doresc să acceseze aceste măsuri și de asemenea întocmesc documentația și diferența față de firmele de consultanță este că prețul este mult mai mic la noi, este stabilit prin ordin de ministru, pe vechile măsuri au fost undeva la 1.000 de lei și colegii noștri asigură inclusiv partea de implementare, de se merge cu implementarea proiectului până la capăt, sprijin din partea consilierilor direcției.
Marcel Ciolacu, președintele PSD și premierul României, a mers ieri în județul Vâlcea. Șeful executivului și-a început ziua cu o vizită la Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu. Apoi a mers la o renumită fabrică de conserve din județ. De altfel, premierul a răspuns pozitiv și invitației președintelui PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, și a participat și la conferința județeană a partidului, în cadrul căreia Rădulescu a fost reales președinte al organizației PSD Vâlcea cu unanimitate de voturi. Sub sloganul Bine faci, bine găsești, Constantin Rădulescu va continua să conducă organizația PSD Vâlcea după ce a fost reales în funcția de președinte. Bine faci, bine găsești este o stare de spirit. Echipa aceasta înseamnă și familie, înseamnă solidaritate. Parlamentarii, consilierii județeni, primarii, membrii noștri de partid care ne-au fost alături, sunt cei care au dat forță și care au făcut posibile toate rezultatele. Căci eu, fără dumneavoastră, nu însemn nimic. Împreună cu dumneavoastră, iată, sunt președintele Consiliului Județean. Costi mi-este și prieten, mi-este și coleg. Am pornit cu toții la un drum și să știți un lucru. La fel ca și dumneavoastră, cum sunteți aici, și noi suntem o echipă. Sunt ferm convins că împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți colegii, vom aborda anul 2024, la fel cum am făcut-o întotdeauna, mai ales că venim după niște alegeri în care ne-am situat pe primul loc. De la conferința de alegeri a organizației PSD Vâlcea, nu a lipsit nici secretarul general al Partidului Social-Democrat, Paul Stănescu. N-am trăit niciodată chestiunea care vine în 2024, să avem toate alegerile. Va fi un an formidabil de greu. Sunt convins că de data asta la rândul cu Vâlcea, sunt convins că la județul Vâlcea chiar veți fi în top 6, cel puțin în top 6. S-a discutat și despre echipa pentru alegerile de anul viitor. Cert este că fără o colaborare concretă, practică, pe domenii clare de activitate, orice dezvoltare, fie că vorbim de cea a unui oraș sau unui județ, este imposibilă. La rândul cu Vâlcea am avut șansa unei astfel de colaborări, care cred că poate fi dată ca exemplu și altora. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a lucrat excelent împreună cu Consiliul Județean Vâlcea, iar prietenia și respectul care mă leagă de președintele Constantin Rădulescu s-au concretizat în multe proiecte de succes benefice pentru comunitățile pe care le reprezentăm. Mircea Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, a declarat că la momentul oportun se va înscrie în PSD și va candida anul viitor pentru un nou mandat de primar. Cumpărarea unei locuințe, fie că este vorba despre casă sau apartament, este o decizie financiară importantă, ale cărei efecte se pot resimți pe tot parcursul vieții. Orice achiziție de locuință, fie cu banii jos, fie prin credit, presupune anumite cheltuieli adiționale, care, spre deosebire de avans, nu intră în prețul efectiv al locuinței. Ce cheltuieli trebuie să suporte cumpărătorul, dar și vânzătorul, dar și alte sfaturi utile pentru cei care devin proprietari, aflăm din materialul următor, care face parte din campania Fi informat, alege locuința potrivită, o campanie lansată de TVR Craiova. Cine suportă costurile în cazul unui contract de vânzare a unei locuințe? Bun, conform codului fiscal, vânzătorul are de plătit impozitul pentru transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal, care reprezintă un cuantum de 1% din preț dacă l-a dobândit de mai mult de 3 ani și 3% din prețul de vânzare dacă l-a dobândit mai devreme de 3 ani, iar cumpărătorul plătește tarifele de carte funciară de întabulare a proprietății pe numele dumnealui, onorariul notarului, eventuale verificări de procuri, de regim matrimonial și așa mai departe. Deci atunci când suntem în căutarea unei locuințe sau chiar pe pasul de a o cumpăra, trebuie să fim pregătiți și din punct de vedere financiar. Da, să avem o prevedere în bugetul nostru de achiziția locuinței și aceste taxe. Ce trebuie să facă un proprietar după ce a achiziționat o locuință? Bun, noul proprietar, putem vorbi despre un nou proprietar acum, are obligația să prezinte contractul către organul financiar local la impozite și taxe, pentru a fi luat în evidențele fiscale cu bunul respectiv, trebuie să meargă la asociația de proprietari să prezinte copia contractului pentru a fi luat în evidență asociației de proprietari.
merge la furnizorii de utilități sau alege varianta online pentru a schimba toate contractele cu aceștia, ci de asemenea revine la biroul notarial unde a semnat contractul în aproximativ 3 săptămâni, o lună maximum, pentru a ridica încheierea de întabulare, de înscriere în cartea funciară a imobilului pe numele dumnealui. Asta intră în sarcina noastră, noi ne ocupăm să le depunem, noi ne ocupăm să le primim. Invazia este proiectul cultural pe care artiștii creveni îl propun anul acesta în cadrul evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor. Publicul are astfel posibilitatea să admire lucrări de artă contemporană și să aprecieze talentul creator al artiștilor plastici. Manifestarea face parte din ediția cu numărul 17 a Nopții Albe a Galeriilor. Accesul publicului este liber, iar galeriile sunt deschise și în această seară, dar și mâine de la ora 19 până la miezul nopții. Proiectul propus anul acesta în cadrul NEA Craiova la Galeria Arta aduce în atenție pretenția artei de a rămâne o zonă a expresiei critice. Unele creații mizează pe ideea de multiplicare, de variațiuni pe aceeași temă, iar alte creații aduc în atenție o realitate de coșmar în care se concentrează întreaga anxietate a omului modern. Vă așteptăm să veniți la noi în galerie, ne găsiți în aceste serii de la ora 7 până la 12 noaptea. Expoziția aceasta va fi deschisă pe parcursul lunii octombrie. Deci dacă cumva n-ajungeți în aceste trei nopți, vă așteptăm până la sfârșitul lunii octombrie să ne vizitați, merită. Așa cum am obișnuit, expozițiile NAG sunt expoziții de înaltă ținută artistică și e păcat să le ratați, veniți să ne vedeți. Acest complex de artă contemporană este de mare ținută. Craiova nu are tot timpul asemenea eveniment. Este deosebit și cred că îmbogățește cultural orașul. 42 de artiști și-au expus lucrările la Galeria Arta. Este prima participare, de data aceasta cu o lucrare cu tehnică mixtă, cu inserții de cusături și pictură în ulei și, bineînțeles, o mare bucurie, fiind a 17-a ediție, am ajuns și eu să am prima expunere și ne bucurăm pentru că sunt foarte mulți oameni în seara asta, îi așteptăm cât mai târziu și să sperăm că devine deja un eveniment, să zicem, de temă, un eveniment de căpătâi pentru Craiova și lumea artei craiovene. Pentru mine este a 8-a oară când particip la acest eveniment național, NAG, adică Noaptea Galeriilor. Și pentru că avem teme care mai interesante, anul acesta m-a avut provocarea de a realiza o lucrare în care invazia, așa cum mi se spune numele, a fost în a prezenta o invazie a artei până ajunge să fie albă, adică atacată din toate punctele de vedere, de nu mai există nici culoare. La Noaptea Albă a Galeriilor au fost expuse și lucrări de artă digitală. Încercăm să atingem toate momentele istorice prin care trăim, de la, nu știu, sistematica este invazie, da? Și încercăm să atingem absolut totul, de la invazie de militară, de exemplu, COVID, gândaci, absolut ce vă trece prin minte, chiar și influencerii cum ne invadează peste noapte, burgerii, fast food-urile, tot ce se întâmplă în jurul nostru. Suntem la a patra ediție de Crypto Art V4 și mulțumim de susținere. NAG Craiova își așteaptă publicul la Galeria Arta, Casa de Cultură Traian Demetrescu și Galeriile Cromatic în această seară și mâine seară, cu începere de la ora 19 până la miezul nopții. Noaptea Albă a Galeriilor este cel mai important eveniment cultural nocturn din România, care a atras atenția marelui public asupra artelor contemporane și a tinerilor artiști. FCU Craiova a remizat cu Hermannstadt scorul 1-1 în etapa a 12-a din Superliga, iar echipa lui Marius Moldărășanu face 16 puncte și rămâne pe loc de play-off. De partea cealaltă, FCU Craiova face 13 puncte și urcă pe locul 9. După încheierea partidei, Adrian Mititelu l-a demis pe Florin Drăgan, cel care se ocupa de pregătirea echipei. Meciul dintre FCU și Hermannstadt a început sub semnul echilibrului, cu ambele echipe mai preocupate să nu primească gol decât să atace. Oltenii au deschis scorul după o fază care nu anunța mai nimic în minutul 27. Negru a centrat, Bahasa a deviat spre Chițu și golgheterul Craiovei a reușit o execuție excelentă, un volet din întoarcere direct în vincul porții adverse, la care Butean și Găman au făcut un marcaj foarte slab. Tot Chițu, servit de Achim, a rămas singur cu Căbuz, dar execuția a fost moale și fără vreun efect.
și Hermannstadt a început ceva mai agresiv decât în startul primei părți, repriza secundă. Oltenii s-au retras în apărare, decis să sacrifice orice pentru puncte și s-au pus pe două linii în fața propriului careu. Așa că, prima fază periculoasă a sibienilor s-a evit după o oră de joc, când Paraschiv l-a pus la încercare pe Gurău cu o lovitură de cap. A fost avertismentul. Doar două minute mai târziu, Gabi Iancu a profitat de o greșeală a gazdelor, a șerpuit prin careu și a șutat în vinclu, reușind egalarea. Până la finalul disputei, ambele echipe au trecut pe lângă golul victoriei, dar cei doi portari au fost la post. S-a terminat 1-1 și Adrian Mititelu, exasperat, l-a demis pe Florin Drăgan și nu a permis nimănui din staff să vină la conferința de presă. Meciul foarte greu, contra unei echipe cu calitate tehnică, o echipă cu profil ofensiv. Am început jocul bine, am stat sus în pressing, nu am încercat să, am încercat să nu-i lăsăm să joace pentru că pot pune probleme în treimea adversă. Și am reușit în multe momente, neavând o progresie, dar în momentul în care am câștigat mingea, n-am avut noi o finalitate a fazelor, pierzând mingea, ușor-ușor i-au câștigat teren și așa a venit și acel gol neașteptat, o greșeală pe care o facem și pe urmă ne-am pierdut un pic încrederea, reperele. Chiar dacă l-are în staff ca antrenorul principal pe un tehnician cu experiență și licență pro, Paul Răducan, Mititelu se află în negocieri cu Marius Croitoru, pe care dorește să-l readucă la echipă. Sfârșitul de săptămână aduce ploi și vânt în Oltenia. Să vedem prognoza meteo. Astăzi vremea s-a menținut predominant frumoasă, cerul a fost variabil, vântul a suflat slab până la moderat. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări la munte cu rafale în general de 45-50 de km la oră cu viteze mai mari pe creste. Mâine vremea va fi vântoasă, local la munte și izolat în restul regiunii vor fi ploi și averse. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări susținute din sector vestic cu cele mai mari viteze în jumătatea sudică a regiunii, unde vor fi rafale în general de 50-60 de km la oră. Doamnelor, domnilor, telejurnalul din această seară a ajuns la final. Dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746 145 204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită. Pe mâine!